Eurodeputata malteză Roberta Metsola a fost aleasă ieri în plenul Parlamentului European în funcția de președinte. Este a treia femeie din istorie aleasă pentru această poziție și este un semnal clar, din punctul meu de vedere, dat de Parlamentul European în ceea ce privește reprezentativitatea femeilor în procesul decizional. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la noul președinte al Parlamentului European, doamna Roberta Metsola? În primul rând trebuie spus că doamna Metsola a fost votată de Parlamentul European ca urmare a unui acord politic între forțele politice pro-europene și în contextul acesta a primit sprijinul legislativului european. În acest sens, dânsa s-a angajat față, cel puțin de grupul meu politic, grupul social-democrat din Parlamentul European, la o serie de lucruri extrem de clare pe care noi le-am solicitat. În primul rând, vorbim de o reformă a Parlamentului European, a modului în care se dezbat anumite lucruri în legislativul european și mai ales tot ceea ce înseamnă modul în care noi interacționăm cu reprezentanții Comisiei Europene și inclusiv capacitatea noastră de a pune presiune pe Comisia Europeană în a realiza mai multe lucruri pentru cetățeni. Este foarte bine că avem o doamnă în fruntea Parlamentului European. Cum a spus, din păcate nu s-a întâmplat suficient acest lucru și mi-aș dori ca și în Guvernul României să avem o reprezentare de gen adecvată. Spuneam că Partidul Social Democrat a făcut acest lucru, poate ar trebui și noi să avem o reprezentare mai adecvată, dar ne-am dorit ca și celelalte formațiuni să facă la fel. În final, trebuie să spun că urmează o perioadă extrem de activă la nivelul Parlamentului European. Sunt mai multe discuții, o parte impulsionată de noua președinție la Consiliul European, de președinția franceză. Urmează subiecte importante pe zona digitală, pe zona de fiscalitate europeană, urmează fiind trusă acea taxă globală pentru multinaționale. Urmează o reformă importantă pe zona de mediu, care vor avea un impact extrem de mare asupra României. Urmează discuții pe tot ceea ce înseamnă salariul minim european. Adică sunt lucruri importante care trebuie să fie discutate și avem nevoie în Parlamentul European de o capacitate de dialog și, evident, de respectarea angajamentelor pe care noua președinte și le-a asumat în fața tuturor grupurilor politice. Care credeți că vor fi cele mai sensibile, dacă pot să le numesc așa, teme pe care, cu care se va confrunta Roberta Metsola în mandatul său? Cum spuneam și mai devreme, elementul important este ca Parlamentul European să conteze în tot ceea ce înseamnă procesul legislativ european și ca tot ce înseamnă elementele prevăzute în Tratatul la Lisabona să fie respectat. Noi, în mod normal, ar trebui să avem capacitatea de a convinge Comisia Europeană să facă mai multe lucruri concrete pentru cetățeni și aici trebuie o reformă. Va exista, sau cel puțin ce am cerut noi la nivelul Parlamentului European, să putem interpela direct tot ceea ce înseamnă comisarii europeni, să-i punem sub presiune, poate chiar să avem anumite moțiuni de cenzură împotriva unor comisari care nu-și fac treaba. De asemenea, trebuie ca dezbaterea să fie mult mai activă, mult mai atractivă, de ce nu pentru cetățeni, și în sensul acesta este principalul pilon a ceea ce înseamnă perioada următoare. Dar sunt și dosare importante. Vă spuneam, această taxare globală a multinaționalilor, Uniunea Europeană vrea, împreună cu Statele Unite, să fie în avangarda acestei taxări globale, 15% impus pe tot ce înseamnă zona de profit pe multinaționale. Nu va fi un lucru simplu de discutat, vor fi foarte multe controverse și dispute și trebuie să avansăm acest subiect, dar apar și reforme. Chiar zilele acestea discutăm despre reforma pe zona de digitalizare, un nou pachet legislativ care, nu știu, creează avantaje, dar în același timp creează un disconfort și anumite restricții pe anumite zone unde existau venituri substanțiale pe zona digitală. Urmează și tot ce înseamnă taxonomia, practic legislația specifică pe zona aceasta de mediu, unde din nou vor fi dificultăți dacă includem nuclearul, dacă nu includem nuclearul, dacă includem energia produsă prin gaz sau nu, ce facem cu producția de cărbune. Deci sunt multe lucruri care clar sunt dificile, unde vor exista controverse și dispute între grupurile politice. Parlamentul European și președintele Parlamentului European trebuie în mod special să joace acest rol de mediator și în sensul acesta, asta ne așteptăm din partea președintei Parlamentului European, care, cum a spus, este rezultatul unui consens, poate nu perfect, dar este un consens care trebuie să fie menținut pentru a avansa înainte, a merge înainte cu agenda europeană.